Toți românii care vor intra de acum înainte pe la porțile de fier 1 sau prin orice altă vamă și care vin din Italia vor intra în carantină. Măsura a fost luată după ce întreaga peninsulă a fost introdusă sub alertă roșie de coronavirus. Doar cei sosiți până în momentul în care s-a luat această decizie și nu veneau din zona roșie au fost lăsați să-și continue drumul spre casă, unde se vor izola la domiciliu. Până în acest moment, toate persoanele care au trecut și vin din zonele, din zona galbenă, au fost lăsate să meargă în județele de care aparțin și sunt izolați la domiciliu acolo timp de 14 zile. Dacă românii veniți din Italia au refuzat să comenteze situația, cei care au tranzitat vama spun că măsurile impuse în punctul de trecere a frontierei erau absolut necesare pentru a preveni răspândirea virusului. E un mare pericol, e un pericol mortal și cine nu respectă, atentează la viața celorlalți. Trebuie luate măsuri dure. Foarte bune măsurile. Trebuie să respecte măsurile care ni s-au spus și la televizor și peste tot. Cu spălatul pe mâini, cu mască, cu igienizat, cu dezinfectat, cu tot ce trebuie făcut. Foarte bune. Să nu ia contact cu persoanele care vin de afară, din Italia. 216 persoane erau izolate la domiciliu în Mehedinți în această dimineață, dintre care 51 intrate în România numai în ultimele 24 de ore. Reprezentanții DSP sunt drastici în cazul în care nu este respectată izolarea la domiciliu. Se verifică de către personalul DSP prezența la domiciliu a persoanelor izolate, precum și de către echipaje ale poliției locale, în situația în care dumnealor părăsesc domiciliul, se aplică sancțiuni, sunt deja aplicate 4 sancțiuni, a câte 10.000 de lei fiecare. 6 români care au venit din Italia au fost trimiși în carantină. Reprezentanții DSP spun că starea lor este bună, dar au fost prelevate probe și au fost trimise spre analizare la Timișoara.